Lasă-l așa, că n-ai ce să-i faci. Rămâi tu singur acolo, Călin, vin aici. După o oră de spart ouă, șeful sub acoperire scapă de ochiuri, dar nu și de ouă. Urmează omleta. Acum ești atent la ce îți explică da. El, da? A, aici vin. Bun, aici e biroul tău. Deci avem altă rapție. Vă încingă. Punem un pic de ulei. Da. Spre ușurarea lui, Călin are parte de un curs rapid despre cum se face o omletă perfectă. E foarte important să fii atent la detalii, da? Da. 18 omlete pe un gene, da? Pare că a înțeles. Trebuie să le faci plic, da? Dar prima omletă e mai complicată decât ar fi crezut. Nu, trebuie să fie din prima, da? Da, din prima. Nu-ți permiți să pierzi timp când ai focul iute. Așa. Hai că ți se arde tigaia. Vom avea o zi grea azi. Greuț. Greuț și cu a doua. Și cu a treia. Și tot greu e după 30 de minute de făcut omlete. Haide, haide, haide. Bagă bine ai sub ea. Trebuie să lucrezi la foc iute, da? Da. Ca să ai și productivitate, că degeaba te ții de coada la tigaie două ore și faci 10 omlete. Da. Omletele par a fi o misiune imposibilă pentru șeful sub acoperire. Cred că am stat peste un minut să scot acea bucățică de omletă rămasă acolo. Nu pot să iau asta, mă, frate. Îmi tot aluneca. Ai făcut-o praf, lasă-o la mine. Da. Lasă-o la mine, că nu e ok. N-ai cum să o repar. Dar măcar o salvăm aparențele. După ce am terminat de făcut 18 omlete, cred că mi-a luat mai mult de jumătate de oră, mi-a spus că în tot timpul acesta bucătarul de lângă mine a făcut de 4 ori mai mult. Deci, mult timp, marfă puțină. Scuzați. Te așezi aici lângă Ana? Da. Bun, o să-ți dea un pepene galben, că e nevoie să fie feliat. Da? În regulă. Ce poate fi complicat la tăiatul fructelor? Sper doar să nu mă tai. Degetul așa pe cuțit îl ține doar gospodina. Bucătarul ține așa. Cuțitul ăsta taie destul de rău, nu? Taie cuțitul prea tare? Mai subțiri un pic decât mai subțiri, asta, da? Da? Am tăiat la o dimensiune mai mare, tocmai din pricina fricii mele de cuțit. Ți-e teamă? De asta mi-e teamă un pic, da. Exersăm. Și evoluăm. Exercițiul nu e întotdeauna mama învățăturii. E bine că până acum nu m-am uitat, da? Nu putem să discutăm despre rapiditate. Călin? Da? Lasă un pic acolo, te rog. Mie îmi transmite nesiguranță. Bun. Deci, îmi cureți 10, 12 cepe, da? Da. Mi le pui aici. De ce ți-e frică, de aia nu scapi. De cuțit. Da. Deci, nu e cartof. Ok. Deci, nu are nicio legătură ceapa cu cartoful, da? Norocul tău că ai ochelari. Mie deja mi-au dat la plimbă. La capitolul de mânare este la 2 din 5. Trebuie cuțitul să-ți taie, a, da? Să intre mai mult. Eu zic așa, că atunci când cuțitul te conduce pe tine și tu nu conduci cuțitul... Atenție la degete, da? Asta e un pericol și pentru el și pentru cei din jurul lui. Toate legumele pentru supa asta, mai mult de 10 minute nu trebuie să-ți ia curățat și pus la foc. Și cum e, ca să ieși cu ele la timp, trebuie da. Să fii cu ochii pe ceas. Toate astea se pun în ce supă? Supa de pui. Am urât să tai legume toată viața. Curăță-i și tu pe aia. Așa e în regulă? Nu prea, dar dă-i bice, hai. Îi tremură mâinile în orice face. Nu poate să apuce ceva bărbătește și să meargă cu el înainte. Groaznic. Groaznic să tai legumele. Niciodată nu mai. Călin, unde ești? Aici, aici. Hai. În camera frig. Ei, da. 2 ardei roșii, 2 galbeni. Niciodată verde pentru supă, da? Da, da. Deci prima roșii. Dată i-am făcut urul bucătăriei. Acum 2 ar trebui roșii. Să știe de hai unde să-și ia o legumă. 2 ardei roșii. Călin! Îi caut! Călin! M-am dus după ardei, mi-a luat 5 minute să-l găsesc. 2 ardei roșii. Hai să vedem unde mai bă sunt. Haide, Călin, ce
Acum. Apucat să cobor și în depozit și asta a fost foarte important, că n-am mai fost de mult timp acolo. Nu faci strop, da? Da. Am văzut câteva minusuri în tot ce înseamnă organizarea rafturilor, a fluxului, cum se ia marfa. Uite aici. Da. O vezi? Da, asta e la suprafață. Când a curățat legumele, mi l-a lăsat murdare. Foi de ceapă mi s-au ridicat deasupra. Nasol! Și asta? Aia las-o, că e ceapă, asta e rochiță. Dacă ar fi să iau o decizie în momentul ăsta, răspunsul meu ar fi nu. Treaba din spate este prea mult în momentul ăsta pentru el. Alo? Da? Am zis? Aia o putem pune pe foc? Nu, nu se poate? Uită-te un pic la spate! Are cauciuc! Șeful lucrează deja de 6 ore și oboseala își spune cuvântul. Uită-te aici! Cât e ăsta? Și cât e ăsta? E deja obosit și nu mai reușește să se sincronizeze cu nimic. Călin! Imediat! Ce trebuie să faci aici? Să dai focul, focul mai încet. Cred că în 2 ore trebuie să meargă la somn. La o parte căpătează. În sfârșit ceva gata. Bun. Haideți să luăm o pauză, copii. Doar tăieței mi-au ieșit bine. Și am finalizat restul, m-am apucat de lucru, dar nu le-am finalizat. Aș spune că am scos 3-4 omlete bune, dar nu geniale. Nu sunt pentru bucătărie.